Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent de în balanță, pentru cei care vor să asculte. Etalările mai lungi sau mai scurte sunt cu un scop. Cine are răbdare să asculte, ascultă, cine nu, nu. Ideea este că și eu m-am întrerupt într-un documentar foarte interesant în care ascultam și mă informam, mă luminam în legătură cu dimensiunile în care spiritul nostru, energia noastră se poate manifesta. Și iată așa, uite, când a zis, hai că trebuie să fac și pentru balanță etalarea, că le-am promis, brusc mi-a apărut în minte o poezie, care, dacă nu mă înșel, cred că mi-a picat la o teză la limba română, Floarea albastră de Mihai Eminescu. Și uite așa, mi-am adus aminte de niște versuri. Și spun așa, iar te-ai cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte, te nu mai uita încă sufletul vieții mele. În zadarul de soare grămădeșnata gândire și câmpiile azire și întunecata mare, piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare, nu căta îndepărtare fericirea ta, iubite sau iubito. Astfel zise mititica sau mititicu, dulce netezindu-mi părul. Ah, ia, el, spuse adevărul, eu am râs, n-am zis nimica sau nimicu. Da. Ori voi sunteți ca și mine. Știți că poate, într-un fel, nu poate, cu siguranță, de mult de spus în acest sens, ne regăsim unii în ceilalți, cu siguranță. Probabil că unii dintre voi sunteți în niște gânduri înalte și cineva așteaptă să coborâți pe pământ, nu musai să faceți etalare pentru balanță, cât să vorbiți în această energie 3D cu cineva care încă nu poate să bată până acolo. Coborâți unii dintre voi pe pământ, ori așteptați pe cineva ca din cer, eventual. Așteptați pe cineva ca din cer să vorbească cu voi sau să vă trimită un gând, eventual telepatic. Interesant, în timp ce am amestecat pentru sfaturi, o să mai vedem, a venit. Lăsați, măi, merge? Da, merge. Adică, funcționează, adică înregistrează. Lăsați trecutul în spate. Lăsați trecutul în spate și tocmai am citat dintr-un mare poet care era Capricorn, da? Și descoperiți sau descătușați sinele vostru minunat. Minunat, ce pot să mai zic? Pentru că sinele nostru înalt, superior, este minunat. Cea mai bună variantă a voastră. Un sfat. Înainte de a începe etalarea. Apoi, din seria aceasta de cărți, în timp ce am amestecat, a apărut dolfinul, 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 care înseamnă voie bună, 6, interesant, 42 înseamnă 6, suntem într-o vibrație de 6, 6 este vibrația lui Venus care vă guvernează. După cum vedeți, multă fericire, poate vă doriți o relație frumoasă, armonioasă, în care femeia dragă să poată să poarte urmașii voștri. Bine, nu mai comentez. Dar, pentru asta, ca să vă puteți bucura de această relație minunată, apare hiena. Frica. Trebuie să depășiți o frică, da? Frica de alte dimensiuni, frica de alte perspective, să ieșiți dintr-o perspectivă, dintr-o realitate foarte tristă, foarte apăsătoare și să manifestați fericire. Aici nu se văd delfinii, dar poate sunt un pic mai încolo. Poate acest lac, da? Eu știu, se scurge într-o mare, zic și eu. În fine, ideea este că aici este fericirea. Aici e fericirea în jurul vostru. Trebuie doar să ieșiți din frică. În timp ce am amestecat, o să mai amestec o dată, ce am amestecat, acest set de cărți a vrut să se arate 10 de bute. Iar muncă, responsabilități, 3D, lume materială, am atâta de lucru, dragă. Dragul meu, și tu stai cu gândurile, sau draga mea, ai gândurile în nori și în cer înalte, de nu mă uita și pe mine, că am atâtea de dus, nu? Am atâtea de dus. Interesant. 6 de spade, justiția la capătul setului de cărți și adevărul. Eliberându-vă de aceste responsabilități, de ape tulburi, de gânduri și emoții negative, puteți să vă regăsiți echilibru și adevărul. Adevărul constă în felul în care, de fapt, ăsta este gândul. Ce frumos mesaj! Este un gând creator. Vă puteți reconstrui viața, construi, reconstrui, cum vreți voi să ziceți, da? Având la bază aceste gânduri înalte și emoții echilibrate. Dar pentru asta, evident, trebuie să lăsați apele tulburi și prea multe responsabilități. Asta. Poate cineva se simte apăsat de faptul că, eu știu,
Poate cealaltă persoană se simte apăsată de responsabilități. Vedeți unde sunteți, dar hai să vedem totuși. Vedeți, vedem, pentru că suntem, ne reflectăm unii în ceilalți, apropo de balanță. Dezechilibrul vostru îl preiau cei din jur. Echilibrul vostru îl preiau cei din jur. Așadar. O carte pentru martie, aproximativ. Martie, balanță. Soarele, nu venim să ascendem, nu avem balanță. Iubi, goat. Capricorn, țap. Reliability. Seamănă un pic cu responsabilitate. Seamănă un pic cu responsabilitate și pace. Pacea înseamnă 1, este marcat de numărul 1 și aici aveți numărul 19, soarele. Soarele vostru se poate. Dacă sunteți în pace, puteți să manifestați. Apropo de creație, să creați, să manifestați o nouă lume în care trăiți, evident. Că sunteți ceea ce gândiți, ceea ce simțiți. Dar trebuie să fiți un pic detașați, să lăsați în urmă. Interesant, am văzut 6 de spade, ia uitați, e un soi de, ce e aici, skate, da? Nu știu, bărcuță, ce-o fi, lăsați în urmă apele tulburi și mergeți către o nouă creație, către un nou univers, către ceva nou, e nou, e 1. 19. Iar 9 și cu 1, 10. Interesant, poate trebuie să înghețați ceva ce nu a manifestat suficient ca să vă dezghețați, să simțiți căldura într-o altă dimensiune, într-o altă creație. Bine, vorbesc pentru cine mă înțelege, evident. Să mai curăț cărțile încă o dată. Soare, lună, Venus, ascendent, iar balanța am văzut, nodul nord în balanță. E fain că a apărut balanța în timp ce am amestecat. Rămâne de văzut dacă reapare în etalare. Ce curuse. Iar 6 de spade, nu-i așa că seamănă? Uite și aici este. Lăsați în urmă, lăsați în urmă. Ia uitați și mergeți. Aici nu arată, aici arată ce lăsați în urmă. Arată parcursul, detașare mentală. Și da, este o perioadă grea, dar priviți în viitor cu încredere. Sunteți ceea ce gândiți și ceea ce simțiți. Dacă vă e frică, manifestați situații neplăcute. Dacă aveți încredere, manifestați o nouă lume. Ia uite, 3. Ambele cărți arată călătorie. Detașare mentală și poate să fie o schimbare. O schimbare de mentalitate, de energie. Eventual cineva vă așteaptă cu speranță și voi faceți eforturile să veniți înspre ea. Apropo de ce zice, iar te-ai cufundat în stele, hai, vino un pic înapoi, în brațele mele, sufletul vieții mele. Da, probabil că cineva vă așteaptă cu speranță și voi știți că trebuie să lăsați în urmă un trecut, cum a fost și mesajul mai devreme, da? Ca să manifestați o nouă lume. O nouă creație. O relație fericită. Ia uite, împărăteasa, abundență. Puteți să vă bucurați de abundență după o perioadă de tăcere, de îngheț. Ia uitați, înghețul e aici. Dar înghețul e necesar ca să vă întoarceți în voi și să descoperiți de fapt ce vreți să faceți, ce vreți să creați cu acel soare. Să vă reechilibrați și apoi să explodați de creativitate, de fericire, de dragoste. Yes! Yes, yes, yes! Balanță. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Aproximativ martie 2022. Încercăm să ne încadrăm anul ăsta. Analizați poate prea mult, ați stat pe gânduri, ați încercat să vă puneți gândurile în ordine, să vă vindecați de ceva eventual. Centrăm. Pregătiți-vă, luați-vă o cafea, un suc, dacă vreți să ascultați toată etalarea, pentru că va mai dura, nu se termină chiar așa de repede. Valetul de monede central. Vreți să studiați ceva, să vă întâlniți cu cineva? Opa, da, ar putea să fie o întâlnire. Vedem. Exact, pentru că înseamnă foarte mult aceste cărți. Posibil. Să vă doriți o împăcare cu cineva, rămâne de văzut ce înseamnă acești 6 de cupe, pentru că pentru mine înseamnă foarte mult, dar neclarificat.
Însă, așa cum arată cărțile, se dorește o împăcare, o întâlnire cu un suflet pereche, apropo de telepatie, de ce zisei, mai devreme. Probabil niște scuze sunt necesare, niște exprimări emoționale și practice. Și valetul de monede înseamnă un cadou, o întâlnire, un telefon. E un mesager. Vreți să transmiteți un mesaj. Dacă așteptați, eu zic în general, când așteptați, să nu așteptați, să manifestați. Nu de alta, de eu să manifest și cine vrea să manifeste ceva face, cine nu, nu. Dar, opa, alt mesager, valetul de băte, undeva în trecut. E o relație în stare incipientă pentru unii. Că am văzut eremitul, tăcerea, după care, dacă se alege corect, se poate manifesta, să zic, abundența, împăcarea, super fericirea. Dar în trecut apare atracția pentru cineva. O să și clarificăm. Opa, turnul, separarea. Separarea care a dus la tăcere. Dar această separare a adus și trezirea unuia, celuilalt sau a ambilor, într-o formă sau alta. Cel puțin a trebuit. Dacă nu v-ați trezit, mai stați un pic așa până vă treziți. Celălalt probabil s-o fi trezit. Variază mesajul de la unul la altul, dar e un turn în ultima vreme. Este trecutul apropiat. O să vedem ce înseamnă exact turnul, pentru că toate înseamnă foarte mult. Opa, așa, în viitor apare asul de bâte. O oportunitate. Atracția asta, eventual, urmează să se manifeste sub altă formă. Eventual, vedem cum, sub ce formă. Sau poate lăsați... vedem. Vedem ce lăsați. În prezentat, măi, de ce cărți frumoase, frumușele, frumușele. Da? Ca pentru balanțe. Deocamdată, Doamne ajută să fie rămân așa și la clarificări. Cavalerul de cupe. Iar mesager, iar întâlnire. Până la urmă este ce? 1 martie, 8 martie, iar împăcare. Și dacă nu e împăcare, vreți să vă întâlniți, repet, cu cineva cu care rezonați foarte bine. Din copilărie, din tinerețe, ori simțiți că v-ați mai întâlnit undeva, cândva, în altă lume, în altă dimensiune, în altă casă, ați mai trăit și totul, în principiu, vibrează. Fain. Vibrează. Da, vibrează. Cavalerul de cupe. Dacă sunteți voi, domnilor, că sunt niște figuri masculine, așa arată cărțile. Da? Așa o fi. Poate că vreți să vă duceți cu un cadouț către cineva care vă e drag. Da? Să fiți romantici cu ei. Balanțele, în principiu, pot când vor. Sfatul, justiția. Fiți corecți dacă vă duceți să vă împăcați cu cineva după o perioadă de separare. Fiți corecți. O să clarificăm și justiția. Ce înseamnă? Justiția poate să fie și separare de un trecut, că am văzut 6 de spade, da? Și reechilibrare în prezent și în viitor. Prin regăsirea adevărului și echilibrului personal. Exterior, 3 de monede. Vă influențează cineva. Eventual, felul în care cineva muncește. Poate că e un personaj pe care i-ați întâlnit la locul vostru de muncă, la locul lor. 3 de monede. Nu e obligatoriu. Poate este un personaj care face artă, pentru că ia ca cineva chiar face o sculptură. Da? Cineva care manifestă lucruri frumoase. Nu sunt lucruri trecătoare, dar e totuși o sculptură. Nu oricine poate să facă artă până la urmă. De fapt, oricine, dar ne-am îndepărtat majoritatea voi de, nu voi, musai balanțelor, restul. Majoritatea oamenilor s-au îndepărtat de artistul interior. Rumi spunea că toți suntem artiști, doar că am uitat să fim artiști între timp. Adică forța creatoare, cu alte cuvinte, toți o avem. Posibil acest personaj vă inspiră sau vă influențează, într-un fel sau altul. E un personaj care, într-un fel sau altul, atrage atenția inclusiv a voastră. Nu sunteți voi aici. E alt personaj. Păi și lucrează frumos. Chiar lucrează frumos și merită apreciat. Vedem ce mai apare la clarificări. Asul de spade, interesant. De asta vă e frică de adevăr? Sau vă e frică eventual să... Poate sunteți timiți balanțelor? Probabil că unii sunteți mai timiți și vă e teamă să rostiți ceva, să exprimați un adevăr, ce ați înțeles, interesant, în această separare. Am zis că apare înțelegerea, lumina.
Adevărul. Și poate că... Da. Vă este teamă. Dar asul de spade poate să vorbească și de o separare. Separările aduc posibilitatea unificării, recreării într-o altă formă. Ce vă doriți, regele de monede? Să aveți bani? Cam simpluț. Cam simpluț. Să fiți persoane, apropo, reliability, să fiți persoane de încredere pentru cineva, persoane în care oamenii au încredere. Nu știu cât vă pasă de restul, voi știți. Eu acum doar citesc. Eventual vă doriți o persoană de încredere, o persoană stabilă. O persoană care are banii săi, care știe să manifeste. O persoană, zis, responsabilă. În cazul în care... Dar eu zic că eu așa simt. Când cărțile arată ceva într-o poziție, mesajul este și pentru voi și despre o altă persoană. Dar o să clarificăm, regele de monede. Pentru unii vă este teamă de un nou început. Și tot vă întoarceți în trecut. Nu întâmplător a fost mesajul lăsat trecutul în urmă. O să vedem ce mai apare. Ce reușiți să faceți, Marea Preoteasă? Ar fi frumos, ar fi minunat, dar nu știu câți reușiți. Să vă conectați la intuiția voastră, să înțelegeți lucrurile dintr-o altă dimensiune, să vedeți dincolo de vălul acesta 3D. Nu, sau dincolo de văl. Da, e un văl. A zis bine. Cavalerul de bâte. Vreți să manifestați stabilitate, clar, cu Marele Preot și Regele de Monede. Vreți să manifestați stabilitate, vreți să lăsați în urmă o atitudine sau un personaj. Sau un personaj. Ar putea să fie atitudinea voastră și asta înseamnă un grad de maturizare. După această separare, repet, de cineva, în asta să constă trezirea voastră. În asta constă trezirea unora. Cei care ați fost mai aventuroși, vreți să lăsați în urmă acest stil de viață și să mergeți către o viață matură, asumată. Pentru unii poate să fie nevoia de a merge către un profesor spiritual. Ia uite, 10 de cupe, vreți o fericire. Da, vreți o familie fericită. Dar, dragii mei, fericirea se construiește în momentul în care sunteți voi fericiți cu voi înșivă. Și așadar, dacă sunteți nefericiți într-un loc, trebuie să mergeți către regăsirea dragostei și stimei față de voi înșivă. 8 merge către 9 și fără 9 nu poți să ajungi la 10, adică nu poți să sari din 7, din 8 direct în 10. Clar. La capătul setului de cărți, 9 de bâte și regina de bâte. O să vedem ce înseamnă regele de monede. Poate vreți să fiți rege și nu rege de monede. Persoană stabilă pentru altcineva, dar se vede că, se pare că sunteți blocați ori de soția voastră care pare toxică și asta înseamnă că vă este teamă de un divorț, de o separare. Este un blocaj. Este un blocaj, 9 de monede, de bâte, asta mă arată. Au fost, poate, niște vârfe, au influențat atmosfera dintre voi și au dus această căsnicie către o căsnicie toxică. Bârfe, conflicte, lacrimi, decepții. Și a apărut o nouă oportunitate undeva, o nouă pasiune. Acum, treptul fiecăruia este să meargă către fericirea sa, nu stau să comentez. Apare o nouă pasiune în viitor. O nouă atracție ar putea să fie aceeași. Sau poate aceasta să fie de domeniul trecutului sau un fel de a fi imatur și după separările prin care treceți, să vă doriți altceva.
Hai să și clarificăm, pentru că fără cât am vorbit, fără clarificări, povestea parcă n-are înțeles. Hai să clarificăm valetul de monede în sufletul vostru. Poate este și un copil care, da, ar putea să vă influențeze în deciziile, dar... Ia uite, regina de monede și valetul de monede. Da, este o soție și un copil, dar apar niște confuzii. Confuzii, opțiuni, vise. Mai dăm o carte pentru acest... Valet, regina de monede, încă o carte. Central. Odată, hai, nu mai e o dată de două, vină tu. Valetul de monede și regina de monede central pentru balanțe. Și regina de bâte, sunt două regine și patru de cupe. Pentru unii dintre voi sunt două personaje de care vă simțiți atașați. Cu una probabil aveți o familie, copil, dar am văzut mai devreme o energie toxică, dependentă, nu neapărat toxică, poate, dar există bârfe, există o atitudine, poate copii sau o atitudine destul de imatură în felul în care nu pare totuși profundă legătura. Și o altă regină, creativă, plină de pasiune, care vă atrage, că am văzut, vă atrage, și, dar probabil pe care ați refuzat-o cu patru de cupe. Pentru că, eu știu, poate sunteți deja într-o relație, dacă ați refuzat, nu, ce poți să zici? Nu poți să comentezi nimic, nu? Patru de cupe. Ori persoana respectivă v-a refuzat, există ceva, un refuz. Există un refuz. O refuzați o persoană care poate prea... Iar vedeți unde sunteți, pentru că sunt două posibilități, sunt două regine, două energii feminine. Poate ei v-au refuzat. Vedeți unde sunteți. Și pentru că v-au refuzat, v-ați dus undeva unde puteți să creați ceva, să... Da. Ia uite, magiciană. Da, trebuie să lăsați în urmă niște conflicte, niște regrete, ca să puteți manifesta ceva nou. Avem aici unul, da? În acest caz, pare. Interesant, după pace aici apare reciprocitate și după reciprocitate apare numărul 15, diavolul, da? Cel care privește, the watcher, observatorul, nu e observator, cel care privește. În cazul în care lăsați pe cineva în urmă, trecutul vă va privi din umbră, dar asta e. În fine, 6 de cupe. Vedeți unde sunteți. 6 de cupe. Provocarea este. 6 de cupe. Asta vrea să pară, să vin. Ei, uite, îndrăgostiți. Ce pot să zic? Alege sufletul pereche. Pentru că îndrăgostiți, aleg. E vibrația acestui an. A vorbit de 6 cheia de la început. Alegeți și aveți 6 și 6. Alegeți sufletul pereche. Alegeți oamenii cu care rezonați emoțional, energetic, vibrați, da? La unison. Alegeți. Probabil, ia uite, interesant. Aici trebuie să renașteți ceva. Să vă împăca judecata, 6 de cupe. Posibil pentru unii ați ales prost la un moment dat, au apărut dezamăgirile și acum trebuie să reconstruiți ceva. Așa, turnul. Clarificăm turnul. O, turnul și moartea. Deci chiar ați încheiat relația cu un personaj, cu marcaj eventual în scorpion sau foarte intens. A fost o tăcere, poate că a fost și un triunghi amoros, dar neapărat, sau poate prietenii v-au influențat, apropo de bârfe de prieteni, au influențat acest final, această separare. Tăcerea voastră sau a lor a fost influențată de prieteni,
și de nevoia de a încheia un ciclu dureros, adică cu alte cuvinte, nevoia de a se vindeca. Două motivații suficiente, una mai puternică, să zic, vindecarea de traume, de decepție mai puternică decât acești prieteni, dar din cele două, nu știu care s-au fi manifestat, s-au manifestat, a fost o perioadă de tăcere. Și tăcerea asta v-a făcut să vă separa, să puneți punct într-o formă sau alta. Dar, după turn apare lumina, trezire, da? Sau mai bine zis, odată cu separarea, mai devreme sau mai târziu, dărâmarea vechii construcții aduce lumina. Cum să puteți reconstrui sau cum să construiți în altă parte. Moartea aduce moarte și renaștere, că am văzut judecata mai devreme, da? Renașterea. Asta ține de domeniul trecutului. În prezent aveți încă, sunteți între două direcții. Trebuie să lăsați una în urmă pentru cealaltă. Voi alegeți. Eventual sunteți între o nouă iubire și o fostă iubire. Iar, greu, nu pot să vă zic nimic, că voi alegeți. Sunt consecințe. Voi, ca să suportați consecințele alegerilor voastre. Cavalerul de cupe în prezent. Cavalerul de cupe în prezent. Și totuși vă doriți și veți manifesta și stabilitate cu regele de monede, că vă doriți stabilitate și veți manifesta marele preot. Și vă doriți și nu doar stabilitate, veți manifesta și fericire mai devreme. E undeva într-un viitor. Dar depinde ce alegeți. Pentru asta trebuie să lăsați în urmă ceva. Clarificăm cavalerul de cupe. În prezent. A venit invers. Asta și clarificăm. Asul de monede. Este o nouă lume pe care o puteți manifesta. Trebuie să lăsați în urmă grijile și stresul și programele vechi de gândire. Poate că țineți foarte mult la cineva care e la distanță și vreți să vorbiți cu ei. Dar astfel de monede nu se manifestă imediat. Faptul că a venit invers înseamnă că plutește în aer, dar nu se manifestă imediat. Mai dăm o carte pentru prezent. Dacă vă duceți doar cu gândul de a fi împreună o noapte sau de a vă simți bine, nu se va manifesta în veci, pentru că astfel de monede înseamnă stabilitate, baza, cărămida aceea pe care se construiește fundația. Nu? Mai dăm o carte pentru prezent. De ce astfel de monede e invers? Spânzuratul. Trebuie să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Trebuie să aveți credință. Trebuie să fiți interesant cu Marea Preoteasă, să vă conectați la intuiție. Cavalerul de cupe. Mai dăm o carte pentru prezent. Încă sunteți în perioada de alegeri. Uite, regele de spade, puteți să fiți voi. Și doi de spade. Știți că aveți o energie toxică, dependentă, dar depinde. Nu că depindeți, v-ați obișnuit. Știți cum e? Multă lume confundă obișnuința cu dragoste. Și ce opus este acest diavol, da? Evident. Ce opus e față de acești îndrăgostiți? În care ei sunt liberi, liberi, da? Nu constrânși de reguli, de contracte. Asta e, voi alegeți ce vreți. Haideți să vedem în continuare. Că se vede că sunteți între două personaje. Și acum iar, în prezent alegeți, în continuare alegeți, stați și vă gândiți. Mai dăm o carte pentru cavalerul de cupe, asul de monede. Ia, tot nu, le-am văzut mai devreme. Cavalerul de cupe, te rog frumos, în prezent. Iată. Doi de spade. Uf, hai de vin odată. Hai, nu e mai. Încă o carte. Vă stresați foarte mult din cauza acestor alegeri. Repet, cu o persoană v-ați obișnuit, ați creat cu ceva cu ea, de cealaltă vă simțiți foarte atrași și îndrăgostiți. Și vă este greu să alegeți. Nu zice nimeni că nu e greu. Mai dăm o carte pentru prezent. Da, apare și asul de spade în poziția fricilor. Vă este frică și de adevărul pe care îl descoperiți în voi. Că, de fapt, nu sunteți fericiți undeva și stați pentru că... Acum, asta e.
niște cupe. Vă este dor. Vă este dor de cineva și totuși sunteți blocați într-un mental în această, în această relație toxică unii dintre voi. Încă vă este, da. Vă este dor de cineva cu 5 de cupe. Regretați eventual tăcerea, separarea, amânarea. Amânarea acestui început. Este un început care se va manifesta, dar încă este amânat pentru că trebuie să alegeți, încă n-ați făcut alegerile pe care trebuie să le faceți, nici voi, nici eu, știu, X-ulescu, X-uleasca, sau cine o fi, dar sunt regrete, 5 de cupe. Este suferință. Dar interesant, 5 și cu 1, 6, care 6 înseamnă vindecare emoțională, împărtășirea emoțiilor. Dacă exprimați tot ceea ce simțiți, lucrurile se pot drege cât de cât. Nu înseamnă musai că veți manifesta asul de monedă, dar știți cum e? Cărămida ca să stea, trebuie să aibă un picuț de apă, pământul acela trebuie să aibă apă, e liant, se creează lutul în care se lipește cărămida. Chiar dacă nu se va manifesta în timp, stabilitatea, în momentul în care exprimați 5 și cu 1, 6, repet, niște scuze sau emoțiile sau chiar și fricere sau și situația în care sunteți, că trebuie să alegeți că la, voi știți ce aveți de exprimat, pentru că e frica de exprimare a adevărului pentru unii dintre voi, frica de un nou început. Dar, dragii mei, adevărul ne eliberează. Cât timp nu exprimați, sunteți blocați. Cât timp nu exprimați, sunteți blocați. Și se vede că regele de spade stă și se gândește. Știi? 9 și cu 8. Da, 1 și cu 8. 9 și cu 1, 10. Este prea mult. La un moment dat va fi prea mult, dar să nu fie prea târziu. Vei simți că este prea mult. Repet, să nu fie prea târziu. Pentru că anul acesta este foarte important la capitolul ce alegeți. Dragoste sau frică? Clarifică în justiția. Sfatul este să fiți corecți. Dar în primul și în primul rând să fiți corecți cu voi înșivă. Pentru că majoritatea își fac griji. Vai ce o să simtă X, Y. Dar, ciudat, nu? Biserica ne-a învățat într-un anume fel. Dar nu ne-a învățat să avem grijă de sufletul nostru, de principiile noastre și de fericirea noastră. Justiția. Ce ar putea să însemne această justiție? Clarificăm justiția pentru balanțe. Fiți în primul rând în echilibru emoțional și exprimați ceea ce vă este teamă. Exprimați adevărul, exprimați că aveți de ales, exprimați că simțiți, că gândiți, că aia și că e la altă. Justiția. Clarificăm justiția pentru balanțe. Wow, stați, că sunt prea multe. Regina de spade, 8 de monede. Ia uite și acestea. 5 de bâte și 4 de monede. Pe de-o parte, țineți la cineva, dar știți că țineți la cineva foarte mult, dar sunt conflicte. Ori sunt gelozii, ori voi sunteți geloși, ori sunt gelozii, ori sunt invidii, ori familia, ori prietenii, ori colegii, ori taca-taca. Comentează cineva că țineți la cineva. Ați vrea să comunicați. Cumper, opa! Ați vrea să comunicați, să transmiteți scuzele despre care am zis sau să exprimați emoțiile cuiva și să vindecați regina de cupe. Și valetul și cu regina de cupe creează 2 de cupe. Un personaj care valină și vă și atrage. E un personaj care valină și vă atrage. Posibil să fie distanță, dar este o... Dar totul depinde de voi, pentru că aici, în faza subtilă, sau mai bine zis, în dimensiunea subtilă, totul depinde de voi. Ce faceți? De alegerile. Mergeți și comunicați sau nu mergeți? Dar țineți la cineva. Pe de altă parte, mai în acest mesaj, eu mai văd și o relație karmică în care aveți conflicte. Pentru că pentru mine 4 de monede înseamnă și relație karmică. Da? O relație în care v-ați obișnuit, chiar dacă sunt conflicte, v-ați obișnuit cu conflictul. Pentru unii dintre... Opa, și-am deschis la asul de cupe. Acum puneam cărțile, am deschis la asul de cupe. Eu nu, dragoste!
de care ați fugit, am văzut și șapte de spade. Dar vă păcăliți într-o relație karmică, vă zic, pentru că am văzut cărțile. Acum, ce mai aveți de făcut? Trebuie să munciți, eventual, pentru un nou contract. Dar regina de spade și justiția, ambele, într-o formă sau alta, reprezintă chestiuni în justiție, în tribunal. Poate să fie și divorț. Dacă era doar regina de spade, aș fi spus că este și doctoriță, dar cu justiția, clar că sunt chestiuni care țin de tribunal, de separări, nu știu, chestiuni care țin de bani. Dacă vă despărțiți, probabil că aveți de discutat adevărul, într-o formă sau alta, o parte din el, că adevărul e foarte complex. Da? Cum să împărțiți banii pentru copil, pentru nevastă, pentru aia, pentru aia altă. Și odată când ce discutați despre asemenea lucruri, voi pierdeți o parte din bancă, vă doriți stabilitate, da? Și trebuie să munciți iar. Cu alte cuvinte, munciți în transformarea voastră. Este o nouă direcție. Aveți pasiune, aveți energie, aveți inspirație. Sau veți avea mai devreme sau mai târziu. Ideea este să nu vă fie frică de adevăr. Adevărul vă eliberează. Spuneți. Regina de spade cuvântează. Probabil un contract la locul de muncă pentru unii. Sau poate și contract și divorț pentru unii, săraci, pentru că vă și turn și moarte. Adică ar putea pentru unii dintre voi, probabil un număr destul de restrâns, să aveți tulburări pe mai multe departamente, nu doar profesional, ci și relațional, familial. Dar asta e. Trebuie să alegeți. Libertatea? Relație. Nu zic relații libertine, vă rog frumos să nu confundați libertin cu libertate. Cu libertate, da? Cu liber. Relație liberă, în acord cu nevoile voastre, cu personaj care vă completează, da? Vă luminează. Și îngerii sunt de acord în această relație. Sau acel diavol, da? În care stați, pentru banii. Pentru că, așa zice lumea, pentru tradiții, pentru că așa a vrut familia uneia sau altuia, sau pentru că vă asigură banii, poate soția e mai bogată, poate soțul e mai bogat, da? Și stați că, na, aveți copii și v-ați obișnuit. Știți cum e? Obișnuința e a doua natură noastră. Trei de monede. Hai să vedem. Influență exterioară. Balanță. Soarele meu, Venus, ascendent, Nodul Nord în balanță. Trei de monede. Exterior. Eu zic să învățați de la această carte, să vă reconstruiți. E cea mai bună versiune, cea mai bună variantă. 5 de puteri. Acest personaj vă creează conflicte interioare și poate și exterioare. Opa, regele de cupe și am văzut mai devreme și regina de cupe. E un personaj care aduce vindecare. Eu așa văd regele de cupe și temperanța aduce vindecare. Chiar dacă creează niște lupte și vă aduce transformare. Chiar dacă creează conflicte. Ia mai dăm o carte pentru exterior. Lică, Lilica! Măi! Aveți nevoie să discutați foarte multe la capitolul această influență exterioară. Ia uite ce mai... Magicianul, 10 de bâte. 7 de spade. Acest personaj care se reconstruiește, cu sau fără voi se reconstruiește, e obișnuit să lupte cu concurența. Opa, e independent. Independentă. Uf, de ce frumos, e superbă cartea asta, preîmpărăteasa, da? Independentă. Se concentrează pe partea bună a lucrurilor, pe ceea ce poate să manifeste, nu pe conflicte. Ok, și sunt conflicte, so what? Mă concentrez pe sculptura mea. Că place, că nu place, eu știu ce am de făcut. Acum, acest personaj s-a simțit manipulat, eventual, și a plecat. A simțit că pune prea mult efort și a plecat. Poate
Evident că se poate manifesta și altfel aceste, se pot manifesta sau exprima și altfel aceste cărți. Oricum, dacă voi credeți că v-a manipulat și că v-a mințit, este părerea voastră. Ce pot să zic? Este părerea voastră. Ideea este că poate că ambii v-a simțit păcăliți și apare. E ceva ce nu... Pentru că nu s-a exprimat sincer ce se simte și ce se gândește. Eu cred că poate ambii nu v-ați înțeles. Din cauza multor responsabilități care există și în viața voastră și în viața lor. Dar în principiu acest personaj mie îmi place. Că se concentrează pe reconstrucția sa cu sau fără conflicte. A trecut peste sau trece peste. Ce se întâmplă? Nu sunteți voi aici, da? Dar, repet, se simte manipulat, se simte păcălit, se simte mințit sau mințită. Și se concentrează pe ce? Repet, pe recreația sa, reinventarea sa. Și asta inventează. Preîmpărăteasa, abundență, spor, succes, dragoste. Asul de spade, nu-l mai clarific, este adevărul de care vă este teamă. Cuvântarea, grăirea, mesajul pe care a trebuit să-l dați. Și începutul pe care a trebuit să-l manifestați, un început în temei, asta înseamnă să nu stați în relații în care vă păcăliți, vă autosabotați. Asta înseamnă să alegeți, de asta vă e frică, să alegeți o relație liberă. De asta vă e frică. Acum, regele de monede. Ce vă doriți? Asta vrea să vină? Ia uite! Eventual, dacă sunteți soți și vă simțiți trădați, epuizați în această relație, soț, că regele e soț, regele de monede e soț, în general, vreți să vă eliberați de această poziție. Mai dăm o carte, totuși. Poate, pentru unele doamne, soțul v-a trădat. Sau dacă nu-i soț, poate să fie șef. Am tot văzut contracte. Un șef sau un personaj foarte materialist v-a trădat. Așteptările, adică în loc să vă bucurați de 10 de cupe, v-ați bucurat. În fine, ați experimentat 10 de spade. Mai dăm o carte pentru această poziție. Ce vă doriți? Ia, a venit invers. Roata norocului invers. Nu-mi place că a venit invers. De ce a venit roata norocului invers? Știți că trebuie să lăsați, știți că trebuie să creați granițe personale? Știți că trebuie să mergeți înspre stea voastră, înspre nouă direcție și totuși stați pe loc. De ce stați pe loc? Roata norocului invers. Fac! Aveți probleme cu mașina? Vă rog frumos! Plătiți-vă asigurările, făceți-vă rarul. Care e problema? Că asta e mașinuța. Dar ce fain că totuși ați văzut, a revenit, a apărut de două ori. Odată ne manifestați și până la urmă veți manifesta schimbarea. Dar ce foarte interesant este că și faetonul ține de zodia racului, planete, dacă aveți acolo zodia racului, și planete în săgetător. Interesant că faetonul are două roți, da? Și aici este o roată, roata norocului. Dragii mei, până la urmă, faetonul, dacă e super ambițios, merge și cu o roată. Ideea este să meargă cu două, da? Nu să folosească un cal, să folosească un fix, să folosească doi. Să folosească cele două energii ale sale. Și întunericul și lumina și pasivitatea și acțiunea și receptivitatea și implicarea. Deci până la urmă veți schimba ceva. Veți ieși în această energie fixă în care vă simțiți trădați, vă simțiți că stați pe loc. Dar, totuși, intuiția, luna, destinul, vă cheamă într-o nouă direcție, pe unii dintre voi. Doamne, domni, domnișoare și domnișori, feciori, da. E o călătorie care se va face. E o comunicare, am văzut o călătorie la 8 monede. Și 6 de spate, tot călătorie. Dar, repede, dacă aveți probleme cu mașinuța, duceți-o, domnule, la service. Care ar fi problema?
Ah, cu direcția, interesant. Aveți probleme cu direcția, nu e cu servo, nu mă pricep la mașini. Nu e cu servo, direcția, cum e? Nu mă pricep. Dar dacă aveți probleme cu direcția, mergeți la un specialist. Regele de monede, să știți că e inginer, apropo de chestia asta, nu știați, e inginer. Regele de monede e inginer, în general. Inginer, da. Mecanică, sisteme, chestii materiale, da? Așadar, mergeți la un inginer mecanic să vă repare. Sau cum se zice, sau, eu știu, dacă nu trebuie să fie inginer. Sunt și mecanici care nu au facultate, se pricep foarte bine. Da. Aici este puterea. Trebuie să faceți curaj. Astfel de bâte e de bine în viitor, nu-l mai clarific. Haideți să clarificăm Marea Preoteasă. Și dacă etalele durează mai mult, asta este. Cine are răbdare, ascultă, cine nu, pierde. Ah, ce frumos! E o iubire în secret. Oricineva vă iubește în secret, ori voi simțiți niște chestiuni foarte profunde față de cineva, dar nu le exprimați. Ata e. Am văzut aici și regele de cupe. Parcă, dacă nu mă înșel. Parcă. Parcă am văzut aici, la exterior. Ar putea să aibă legătură cu ei. Ah, și regina de cupe și asul de cupe. Wow! Mai cineva vă face foarte fericiți, vă scoate din această senzație din problemele de cuplu. Dragii mei, nu doar băutura vă scoate din problemele de cuplu, ci și o nouă dragoste. Există o dezamăgire mare, o rană mare în sufletul vostru, care poate fi vindecată prin materializarea acestui cuplu. Regele și regina de cupe, 10 de cupe, trebuie să faceți. Să mergeți cu încredere, să lăsați în urmă fricile, situațiile în care nu v-ați simțit fericiți. E o călătorie mai grea. Nouă de cupe nu-l atinge așa ușor, de-aia apare și faetonul destul de greu. Rezolvați-vă mașina. Până la urmă, adică puteți să mergeți și pe jos dacă sunteți chiar ambițioși, dar mă cam îndoiesc. Și mergeți cu credință. Faetonul are credință. Are intuiție și are credință. E foarte determinat. Mergeți eventual și consiliați-vă. Mergeți la un profesor spiritual, la un personaj care vă poate hrăni idealismul și spiritualitatea. Pentru că apare ceva frumos. Regele și regina de cupe, mai frumii, frumii. Dar depinde de voi ce alegeți. Clarificăm. Adică, atunci când e dragoste, puteți să manifestați și spiritualitate, și stabilitate, și spor. Detoxifiați-vă, mai! Detoxifiați-vă și, apropo de Libra, da? Țineți-vă inima, sufletul deschis. Detoxifiați-vă, dragii mei. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut. Vă pup, numai bine. Ciao, ciao! Păi,